Bine v-am regăsit, dragii mei, la tarotul zilnic. Haideți să facem etalarea pentru mâine, 12 octombrie 2023, să vedem ce vă așteaptă ca și evenimente importante. Țin să precizez de la bun început, pentru că foarte mulți dintre voi ați stat în comentarii. Nu voi scoate 72 de ore. Totul va fi ca și până acum. Doar că am adăugat tarotul zilnic, atâta tot. Normal că voi mai face și 72 de ore în continuare, exact așa cum am făcut și până acum. Bun. Trei variante, va trebui să vă alegeți un număr de la 1 la 3 și haideți să vedem. Prima variantă, a doua variantă și a treia variantă. Haideți să vedem pentru cei de la varianta numărul 1 ce vă așteaptă mâine, 12 octombrie 2023. La tine începe un nou New Moon in Libra. Exact, cartea urmează lună nouă în... este nouă, da? Sau plină? Cred că este lună nouă în balanță. Este un nou ciclu romantic care începe pentru tine. Cam tot ce a fost vechi nu mai are ce căuta în viața ta. Ți-ai făcut curățenie totală. Te trezești într-o situație în care ești interesat sau interesată numai de nou, te interesează să cunoști o persoană nouă, ori pur și simplu este un nou capitol din viața ta. Începi o viață nouă. Haideți să vedem pentru cei de la varianta numărul 1. Persoana asta pe care o să o cunoști poate avea inițialele A, D, C și nu. Ok. Ce vă așteaptă pe cei de la varianta numărul 1? Mâine, 12 octombrie, evenimente importante. Probabil că ai avut o greutate financiară la tine. O greutate în a manifesta finanțele. Sau o stagnare pe partea de finanțe. Cheltuieli destul de multe, rezerve puține. A fost o perioadă mai restrânsă pentru tine. A fost o perioadă în care, ca să spunem așa, cred că este vorba și despre manifestarea ta. Ai trecut printr-o perioadă mai greuță și nu ai reușit să manifesti către partea materială, ori pur și simplu ai avut alte lucruri de rezolvat, iar partea materială, ca să spunem așa, ai fost într-o stare prea... ai fost prea răpusă sau răpus ca să poți să mai muncești. A fost o chestiune de n-am chef să muncesc sau n-am chef să fac lucrurile astea. Ori mă gândesc că pur și simplu am nevoie de o pauză. Lucrul ăsta s-a terminat la tine. Începe un nou proiect. Poate deja te-ai gândit la lucrul ăsta, ai un nou proiect în minte, este poate pentru unii dintre voi poate fi un nou job, te redirecționezi către alt domeniu sau în ce domeniu ești tu, ești mult mai creativ, creativă. Pauza asta în finanțe n-a fost întâmplătoare pentru tine pentru că te-a făcut să înțelegi că trebuie să schimbi ceva la partea aia. Ceva nu era ok. Probabil mergeai pe aceleași idei, ori era ceva repetitiv, ori depinde în ce domeniu ești, poate lucrezi într-o clădire de birouri, era ceva obositor. Cumva aici s-a manifestat că tu poți mai mult de atât și că nu trebuie să stagnezi la un loc de muncă la care nu ești apreciat sau apreciată și pur și simplu ești remunerat sau remunerată foarte puțin și este foarte obositor, pleci de acolo mereu într-o stare deplorabilă sau plecai într-o stare deplorabilă. Pentru alții dintre voi, să știi că renunți la un loc de muncă sau renunțat la un loc de muncă datorită faptului că ai avut o relație cu o persoană la locul de muncă, nu mai suport să stai în același loc cu persoana aia, a fost o decepție pentru tine și tu vei avea un nou început în dragoste cu o nouă persoană și lași o persoană în spate care ți-a... o persoană care nu a fost reciprocitate în dragoste, nu ți-a împărtășit, ori te-a refuzat, ori a fost nehotărât, ca să spunem așa, restrâns, reținut. Tu te îndrepți către altcineva. Te îndrepți către altcineva care o să... deci, între tine și persoana asta o să existe reciprocitate. Este pe destin persoana asta să apară în viața ta, ori dacă ai deja
o altă persoană în vizor, ca să spunem așa, înțelegi că persoana asta este mult mai potrivită pentru tine decât persoana care n-a știut să te aprecieze sau pentru care tu ai făcut foarte multe sacrificii financiare. Poate chiar pentru unele dintre voi ați încercat să mențineți o relație sau o căsnicie cu cineva care nu muncea, nu făcea nimica, iar tu trebuia să lucrezi peste program, să aduci un venit mult mai, adică să te chinui pentru un venit mai mare ca să poți să întreții casa, relația și așa mai departe. Și te-ai cam săturat despre acest lucru și atunci oricum aici se manifestă o distanțare, o plecare și spui, parcă cineva s-a agață și spune, e frică să te piardă sau i-a fost frică să piardă această stabilitate financiară și anume e foarte bine să stai așa și cealaltă persoană să facă totul pentru tine. Dar din câte văd, oricât de lent ar fi persoana asta dacă nu te-ai despărțit de el sau de ea, plecarea ta este hotărâtă. Plecarea ta este hotărâtă. Bun. Vreau 9 de săbi și 10 de monede. Da, exact. Spui singură, singur, tot timpul, drumuri la muncă, exact. Eu singură cu mine muncesc tot timpul, sau singur cu mine muncesc tot timpul, n-am nici măcar o bucurie. De cine te separi aici? Să vedem. Te separi de un rege de cupe, rac pe scorpion, care este doar vorba despre el, vorba de el, mă scuzi, fecioară, este doar vorba de el, atât. Altceva, nimic. Este cineva. Ia să vedem, dar de ce te spargi de regele ăsta de cupe? Te desparți de el pentru că, în primul rând, ori este un bărbat căsătorit, dar mai există și posibilitatea ca bărbatul ăsta să nu-ți merite dragostea. Pur și simplu. Nu ți-a meritat dragostea. Pentru alții dintre voi, te desparți de un frate, o soră, văr, verișoară, o iei pe căi separate, dacă ați lucrat împreună sau ați avut o afacere împreună sau a existat o chestiune în care n-a existat reciprocitate, spui, de ce să mai insist pentru iubirea asta care oricum nu vine din partea asta, ok? Bun. Pentru alții dintre voi chiar de un asociat. Vreau să văd manifestarea cu magicianul și 8 de cupe. Nu mai ești în defensivă cu vindecarea ta și cu plecarea ta, în niciun caz. 7 de bâte invers. Înțelegi că persoana asta este o persoană neserioasă și că oricum n-ai fi avut un viitor cu asemenea energie. No. Uite-te. În primul rând tu spui bagajele astea, poverile astea, problemele acestui bărbat sau acestei persoane nu mi-aparțin și nu mi-au aparținut niciodată. Mi le-a pus în cârcă ca și cum eu sunt dator sau datoare să-i fac toate, să-i rezolv toate problemele și niciodată nu încetează din punct de vedere financiar aceste probleme. Întotdeauna se mai adaugă, întotdeauna mai există costuri în plus, întotdeauna poate chiar să fie vorba despre un credit la bancă care te-a secătuit, pur și simplu totdeauna există ceva de dat în plus, nu se termină, ok, este o supărare foarte mare, poate chiar renunți la o mașină pe care o ai în credit sau ceva ce ai pe credit și spui niciodată nu se termină acest lucru. Gata, deci nu mai pot, mai bine renunț la obiectul ăsta, mașina asta, proprietate, orice ar fi, tu vrei să faci o foarte mare schimbare în viața ta. Pur și simplu. Spui, sunt prea multe costuri în plus, prea multe costuri în plus, poate fi vorba chiar de un curs sau poate fi vorba chiar de o chestiune în care tot timpul se pun costuri pe plus, pe plus, pe plus. Niciodată nu încetează. Și o relație, dacă este, spui, tot timpul apar probleme, tot timpul apar cheltuieli, tot timpul persoana asta este nemulțumită. De ce aș mai sta? Nu sunt problemele mele, în niciun caz. Bun, aici e o decizie foarte clară. Bun, haideți să vedem pentru cei de la varianta numărul 2. 12 octombrie 2023, evenimente importante, varianta 2. Să ai încredere în visele tale, în primul rând. Este exact momentul de trecere
în luna aceasta nouă sau plină care urmează în balanță. Să ai încredere în visele tale. Să ai încredere în, în ceea ce crezi tu și în ceea ce spune intuiția ta și ceea ce vezi că urmează să se întâmple pentru că este adevărul. Niciodată să nu te înșeli sau să-ți contrazici, ca să spunem așa, intuiția. Niciodată să nu te contrazici cu ea. Aici lucrurile sunt foarte clare. Foarte clare. Zice de săbicul lui. Ești cu siguranță leu aici, am de două, regina de cupe sau poate ești apă și ai și leu și ai și apă. O să ai rac și leu, scorpion și leu, pești și leu. Aici e o chestiune pe care tu ai înțeles-o. E o decizie foarte importantă. Decizia ta este de a finaliza o situație care tot timpul exact... Cred că tu ai avut un grup de prieteni foarte toxici. Un grup de oameni, un grup de prieteni, o familie anume. Cineva cu o încărcătură energetică foarte negativă. Anumite persoane care au trecut prin viața ta sau persoanele astea chiar pot fi foarte apropiate de tine. E o decizie aici într-o realizare. Știu cine m-a trădat, știu cine mi-a făcut rău, dar eu totuși zâmbesc și sunt fericit sau fericită, am încredere în ceea ce urmează și gândesc pozitiv, parcă tot ce a fost negativ la tine s-a curățat, s-a dus. Ia să vedem ce este cu 10-le ăsta de săbi. Tu nu te înțelegeai pe tine de ce ai avut o perioadă în care ai fost atât de furioasă, de închisă, de... ca să spunem așa, negativistă, nu te-ai înțeles niciodată de ce a fost perioada asta. Deci n-ai înțeles de ce ai avut asemenea perioadă în care n-ai simțit pur și simplu să faci nimic sau totul s-a mișcat atât de lent. Haideți să vedem de ce. Ai ieșit din zona eremitului, să știi. De ce? Cineva să știi că manifesta negativ și ai detectat persoana asta și ai eliminat-o din viața ta. Tu știi cum ai făcut, dar ai eliminat persoana asta. Aici e o mare realizare în care tu ai scăpat de cineva care îți manifesta stagnarea în viața ta. Și ai înțeles, ai depistat, depistezi mâine sau ai depistat deja cauza și asta ți-aduce foarte multă stare de bine, pozitivitate și dintr-o dată te trezești în aceeași stare în care ai adormit acum câțiva ani, posibil 2-3 ani, în momentul în care persoana asta a început să te atace energetic. Te trezești dintr-o dată și parcă cumva, nu că ai rămas în timp, dar îți pui întrebarea, dar ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Unde am fost până acum? Este ca și cum ți se șterge memoria de tot ce s-a întâmplat până acum și tu cumva ai rămas acolo unde ai adormit și acum te-ai trezit sau acum te trezești. Și ai atâta energie să faci atât de multe lucruri și o să-ți meargă atât de bine și te întreb, tu ești fericită că s-a terminat sau fericit că s-a terminat pe lângă asta, pentru că realizezi lucrul ăsta, dar în același timp spui, dar cum am putut eu să stau în situație sau cum a putut să se întâmple lucrul ăsta pentru mine, să dorm atâta timp și să nu realizez? O persoană aici a fost foarte vicleană și era cineva la care nici măcar nu te așteptai. Și persoana asta o să-și ia un turn foarte greu. Exact. Pentru că aici a fost un conflict financiar. Era vorba despre niște persoane foarte apropiate de casa ta sau foarte apropiate de tine. Ok? Aici a fost o situație mai complicată. Cred că cineva din familia ta manifesta negativ asupra ta și tu... ai realizat și ai detectat persoana asta, tu bănuiei pe oricine altcineva și realizezi că persoana asta îți făcea de fapt rău. Persoana asta îți făcea rău. Și a trebuit să îndepărtezi sau să te rupi energetic de această persoană ca să ai parte din nou de fericire. Și te trezești pac dintr-o dată și spui, dar eu unde am fost până acum? Că parcă este așa o ceață. Unde am fost până acum? Wow!
Trebuie să fie o senzație foarte... Dar în același timp e o ușurare. Mai vreau evenimente importante pentru cei de la varianta numărul 2. 12 octombrie 2023. Aici ai o parte de un nou început. Ia să vedem. Clar aici ești zodie de foc. Și nu numai. Ai parte de un nou început. Ți-a fost foarte greu să iubești până acum, exact ce am spus prin ce ai trecut. Ai detectat anumite situații sau o situație la care ai spus nu, gata, am înțeles, persoana asta nu mai port după mine sau persoana asta nu mai accept în area mea și pe lângă casa mea sau în casa mea. Aici este vorba despre dreptatea care se face din partea îngerului tău, care te-a scos din zona eremitului și ți-a arătat puterea divinității sau ți arată puterea divinității prin faptul că te face bine și îți redă puterea, stabilitatea, independența, abundența, aud, după acest conflict financiar care a avut loc din partea acestor persoane, poate din familie cărora nu le dădeai ceva sau cuiva căreia nu-i dădeai finanțe și avea gelozie pe tine foarte mare, ok? Lași foarte multe persoane în spate și vreau să văd ce este nou pentru tine mâine. Nou pentru tine este împăratul ăsta. Ia să vedem. Tu ești împărăteasa aici, ți s-a redat puterea și prin tot haosul ăsta vine împăratul ăsta. Poate să fie un bărbat care are copii dintr-o altă relație. Eu spun întotdeauna, sufletul pereche nu vine întotdeauna singur sau nu este totul perfect prima oară sau pot fi situații în care îți înțelegi sufletul pereche, poate fi o persoană căsătorită, poate fi o persoană copii singură, poate fi o persoană într-un divorț, poate fi o persoană într-o situație deplorabilă, o persoană... Deci nu întotdeauna îți cunoști sufletul pereche și spui, vai, dar dacă nu e sufletul pe... dacă e clar persoana asta are probleme sau clar persoana asta trece prin asta sau este o persoană ocupată, cedezi că nu e sufletul pe pereche. În primul rând trebuie să te uiți la semne și în al doilea rând cred că cunoști persoana asta deja. Vă reîntâlniți. Ia să vedem împăratul ăsta. Ți-am spus, este cu altcineva, dar să știi că e sufletul tău pereche și el va divorța de femeia aia. Ce va face cu 3 de cupe? Nu iubește acea femeie, să știi. Ce va face cu 3 de cupe? Îi e frică de tine, dacă e zodie de foc. Îi e teamă de tine, dar mie mi-a căzut așa, că lasă garda jos în fața ta, pentru că s-a îndrăgostit de tine foarte tare. Părăsește cealaltă femeie, să știi, pentru tine, pentru că s-a îndrăgostit de tine și nu se mai împotrivește destinului în niciun caz. Știe că tu ești persoana potrivită pentru el. Bun, haide să vedem și pentru cei de la varianta numărul 3. Ești suficient de bun. O secundă. Bun. Ești suficient de bun, bună. Trebuie să ai foarte mare încredere în tine. Aici puteți fi fecioare, taur, capricorn, orei luna în fecioară sau luna în capricorn, luna în taur. Sunteți persoane foarte emotive, persoane foarte introvertite, foarte închise în voi, nesigure pe voi sau nesiguri pe voi. Aici e o chestiune de divinitatea ți însuflă ca tu să manifesti mai multă încredere în tine, pentru că niciodată nu te-ai plăcut cu adevărat. Întotdeauna ai avut această energie de trebuie să fac ceva mai mult ca să, să arate altfel înfățișarea mea. Niciodată nu sunt mulțumită sau mulțumit cum arăt. Niciodată nu-mi place cum stă părul. Niciodată nu-mi place cum stă cu hainele respective. Niciodată nu sunt mulțumit sau mulțumit de corpul meu. Aici e o mare realizare pentru tine că ești frumos, frumoasă, așa cum ești. Și nu spun așa cum ești, că trebuie să accepți ceva neregulă la tine. Tu vezi lucrurile distorsionate spre tine pentru că tu ai o nesiguranță care te face să vezi lucrurile astea distorsionat și care nu sunt reale. Ia să vedem. You are good enough. 12 octombrie 2003. Da. Uite, uite-te, ți-e frică să riști,
se teamă să te, să te prezinți, se teamă că să aspiri mai sus către anumite persoane sau chiar îți place o persoană, dar spui, persoana asta e mult prea sus decât mine. Cum să spui așa ceva? Nimeni nu poate fi mai sus decât tine. Niciodată să nu gândești astfel. Întotdeauna să ai încredere în tine. Aici este o chestie de, o chestiune de neîncredere. N-ai încredere în tine. Și stai și urmărești pe cineva, iubești pe cineva, îți place sau îți place cineva, dorești o persoană, dar în schimb spui, na, persoana asta e mult prea bună pentru mine ca să-mi accepte mie oferta. Și culmea că e o ofertă foarte serioasă aici. Ori n-ai încredere să accepti oferta cuiva care ți-a făcut-o pentru că n-ai încredere în tine, că e, că crezi că persoana asta este mult prea bună pentru tine sau mult prea ok și tu trăiești într-un conflict interior și ai impresia că nu o să faci față acestei relații sau că persoana asta o să te rănească, o să te părăsească pentru altcineva. Ia să vedem, 9 de bute și astea monede. Exact, o să se finalizeze printr-o trădare și o să te lase pentru altcineva. Este doar închipuirea ta. De ce ți-e frică așa cu 9 de bute? N-ai încredere în tine. N-ai încredere în tine și chiar dacă ai fost trădat sau trădat în trecut, nu trebuie să compari că nu toată lumea este la fel. În niciun caz. Și poate lecția aia a fost pentru tine, pentru a învăța tocmai să te iubești și să ai încredere în tine. Eu văd că cineva aici o să lase garda jos și o să accepte să vorbească. Chiar dacă are aceste temeri, această nesiguranță, acest complex de inferioritate, cineva o să spună, până la urmă, persoana asta chiar mă place. Sau poate mă place, de ce să nu încerc măcar? Pentru că aici este vorba despre cineva care este frică să și încerce, ți-e frică să încerci. Sau cuiva e frică să vină către tine, să încerce. Intimidezi pe cineva sau cineva te intimidează. Poate este vorba de, poate tu ești bărbat aici când mi-a căzut împăratul și te intimidează o regină de bute, o zodie de foc. Poate ai un conflict, te intimidează persoana asta, te intimidează, uite, prefer să nu vorbești, prefer să urmărești, sau poate fi și viceversa, dacă ești femeie, prefer să nu vorbești, prefer să urmărești, deși cineva îți place foarte mult. Clar! Ia să vedem ce se va face până la urmă în situația asta. Cred că cineva o să-și facă curajul până la urmă să facă treaba asta. Ce se va face până la urmă în situația asta mâine? Da. Cineva până la urmă o să-și facă curajul să facă pasul, să vorbească. Persoana asta către tine sau tu către persoana asta, cine este în situația respectivă. Da, până la urmă se vorbește aici. De ce îți faci curajul să vorbești sau de ce face curajul să vorbească cu tine? Pentru că pur și simplu persoana asta te iubește, persoana asta e îndrăgostită de tine. Sau tu ești îndrăgostit de persoana asta. Sau îndrăgostită. Cineva a stat în umbră foarte mult timp și a explorat orice alte opțiuni sau s-a făcut ocupat tot timpul cu munca sau cu temirce lucruri, poate chiar și tu, tot ca să, poate fi cineva care te cunoaște sau tu cunoști deja persoana asta și este ca și cum cineva aici a spus, na, e o simplă opțiune, nu o să-mi bat capul atâta. Dar aici un bărbat n-a putut să uite o femeie, că ești bărbat și te uiți, ești femeie, ea cum rezonează. Un bărbat n-a putut să uite o femeie, s-a preocupat cu orice altceva, referitor la muncă sau alte treburi, banalități, ca să uite, sau alte opțiuni, ca să uite femeia pe care o iubește și spune, n-am cum să uit femeia asta, n-am cum să uit. Dar bărbatul ăsta n-a fost în relație cu femeia asta dacă ești tu, ok? Sau dacă ești bărbat, n-ai putut să faci chestia asta, pentru că cineva s-a crezut mult mai prejos aici. A fost o chestiune de neîncredere, clar.
Bun. Atât am avut și pentru cei de la varianta numărul 3. Acesta a fost video. Vă pup și ne vedem mâine.